găsit între 20 și 30 de ani în plină tinerețe, adică. Sunt cele mai mari șanse ca cineva să sufere de deformarea corneei. Vederea devine neclară în această situație. Afecțiunea se numește keratoconus și poate fi depistată doar cu ajutorul tehnologiei înalte. Uneori e nevoie inclusiv de transplant de cornee. În keratoconusul avansat e nevoie însă de transplant de cornee. Este un țesut avascular, prin urmare nu există genul acela de imunocompatibilitate sau risc de respingere pe baza vascularizației sau pe baza imunologică. Un tratament de imunosupresie practic nu e necesar în transplantul de cornee în comparație cu transplantele de organe, cord, ficat, așa că pacientul nu trebuie să se sperie chiar așa de tare de un transplant de cornee. La ora actuală există și posibilitatea ca transplantul să nu fie total, ci lamelar. Adică doar pentru porțiunile din cornee complet deformate. Ce înseamnă asta? Nu transplantăm cornea în toată grosimea ei, ci doar pe straturi, fie cele anterioare, fie cele posterioare, în funcție de patologia ochiului primitor, adică în funcție de ce boală are pacientul care necesită transplant de cornee.